La Cernăuți s-a desfășurat tradiționala sărbătoare a obiceiurilor de iarnă, Florile Dalbe, organizată de Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, Mihai Eminescu, din regiunea Cernăuți. Zeci de colective folclorice și cete de colindători din toate satele Bucovinei au venit să vestească prin colinde strămoșești și cântece românești marea sărbătoare a nașterii Domnului, Crăciunul. După o întrerupere de 4 ani din cauza pandemiei și a războiului din Ucraina, anul acesta organizatorii au revenit la frumoasa tradiție de a organiza la sfârșit de an, în bătrâna urbe cernăuțeană, Festivalul Sărbătorilor de Iarnă Florile Dalbe. Sala arhiplină a Palatului Academic din Cernăuți a fost o dovadă în plus a faptului că românii din nordul Bucovinei își iubesc obiceiurile și tradițiile strămoșești și păstrează cu sfințenie aceste valori scumpe. Printre cei prezenți la sărbătoarea obiceiurilor de iarnă, Florile Dalbe de la Cernăuți, s-au numărat și oaspeți din județele Suceava și Botoșani, dar și reprezentanții ai Consulatului General al României la Cernăuți, în frunte cu doamna consul general Irina Loredana Stănculescu, care a transmis și un mesaj românilor din nordul Bucovinei cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Am vizionat astăzi la Palatul Academic din regiunea Cernăuți un festival extraordinar de frumos, Florile Dalbe, organizat de Societatea pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina, Mihai Eminescu. Este un eveniment important care în ultimii 3 ani nu a mai fost ținut. Ne-am bucurat astăzi împreună cu întreaga comunitate din regiunea Cernăuți, oameni frumoși din toate satele românești din regiune s-au adunat astăzi cu copii, mari și mici, au cântat colinde de Crăciun în prag de sărbători. Doresc pe această cale să urez tuturor românilor de pretutindeni un călduros la mulți ani, cu dragoste, cu pace, cu liniște și multe bucurii în casele dumneavoastră. Pentru românii din Cernăuți, Festivalul Florile Dalbe, ajuns la cea de-a 26-a ediție, constituie un prilej de bucurie și de sărbătoare, o întâlnire cu oamenii dragi și cu tradițiile strămoșești. Pentru noi, românii din Cernăuți, din Bucovina de Nord, este o frumos obicei și o frumoasă tradiție ca în preajma sărbătorilor de iarnă să avem acest extraordinar festival de obiceiuri de iarnă. Eu, la rândul meu, când eram elevă, participam, cât am fost studentă și acum a ajuns timpul să ne aducem și urmașii noștri la aceste date frumoase. Astăzi am participat la Florile Dalbe, am cântat o colindă galbenă gutuie. Spun cinstit, de la început am retrăit, dar pe urmă când am ieșit pe scenă, am primit așa niște emoții, nu pot să-i spun cuvintele, niște emoții mari. Nicolae Mintencu, unul din interpreții de valoare ai Bucovinei, ajuns la cea de-a 80-a toamnă a vieții, nu a lipsit nici în acest an de la Festivalul Sărbătorilor de Iarnă, venind în fața publicului bucovinean cu un frumos colind adus din preajma legendarilor codri ai Cozminului. Îmi pare bine că atâta lume participă, atâția artiști amatori, atâția colindători, că obiceiul nostru nu se pierde. Îmi pare bine că mai păstrăm și vom păstra. Dacă va fi totul bine și va fi pace, mult și bine. Deci văd că tineretul participă foarte frumos, colinzi frumoase, costume frumoase. Toate acestea mă bucură pe mine și cred pe toți românii că mergem, dacă se va termina cu războiul, cred că avem ce duce și prezenta în fața spectatorilor. De la Poarea de Carpați au venit la Cernăuți aducând cele mai frumoase colinde, obiceiuri și tradiții de iarnă, tinerii de la Liceul Alexandru Ilski din Crasna, împreună cu doamna profesoară Elena Motrescu. Venim de la Poale de Munte, din localitatea Crasna, Liceul Alexandru Ilski, cu un grup de copii, cu un mănunc care am prezentat un mănunc de datin și obiceiuri care se întâlnesc numai la noi în localitatea Crasna. Astăzi am prezentat câteva colinde, jocul caprițelor, jocul moșnegilor, plugușorul. Pentru noi acest obicei este un eveniment foarte important. În aceste zile, în zilele sărbătorilor de iarnă, se adună toți în sânul familiei și toți așteaptă această sărbătoare pentru a izgoni duhurile rele, pentru a curăți casele și pentru acești tineri astăzi tot este o zi importantă pentru că ei pentru prima dată au luat parte la așa sărbătoare
ca festivalul Florile Dalbe din Cernăuți. Sărbătorile de iarnă pentru noi sunt niște sărbători foarte importante. Crăciunul, Sfântul Vasile, Iordanul, ziua de Crăciun este nașterea Domnului și noi foarte mult ne bucurăm. În seara de Sfântul Vasile, în satul Crasna, se petrece Malanca. Este o tradiție foarte de mult, unde eu poartă și tinerii, și fetele, și le plac și celor mai în vârstă. Și în ziua de Iordan, creștinii ortodoxi foarte mult o așteaptă, deoarece în ajunul Iordanului copiii îmblă prin sat cu chiraleisă. Și românii din Ținutul Herța păstrează obiceiurile și tradițiile strămoșești, așa cum le-au moștenit de la străbuni. Ne-a mărturisit doamna profesoară Tatiana Bârzu Tutunaru din localitatea Probotești, regiunea Cernăuți. Cu mare bucurie am venit cu un grup de copii de la Probotești să vă aducem un colind de sărbători de pe plaiurile herțene, cu nădejdea într-un an bun, într-un an fericit, cu noi realizări, cu noi bucurii, cu nădejde împlinite, cu vise realizate, cu reîntâlniri, cu zâmbete de bucurie și să dea Dumnezeu să fie pace, sănătate și să avem un an bun, mănos și cu totul ce ne dorim. Cu bucurie și plăcere a participat și la actuala ediție a Festivalului Obiceiurilor de Iarnă Florile Dalbe de la Cernăuți, preotul Mihai Kobziuc, reprezentant al Arhiepiscopiei Suceve și Rădăuților, care le-a dus în dar românilor din nordul Bucovinei peste 8.000 de cărți de rugăciune, editate cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Am venit cu bucurie din nou și în acest an la acest festival deosebit al românilor din Bucovina de Nord, Florile Dalbe, la festival la care am mai participat și în anii trecuți și vin cu multă bucurie în care împreună cu domnul Vasile Băcu avem un parteneriat și o legătură strânsă culturală și spirituală chiar, pentru că anul acesta am avut un proiect implementat, Carte de rugăciuni în dar pentru suflete românești, care a fost dăruită fiecărui copil și fiecărui familie de români din această regiune. Carte de rugăciuni, ultima ediție a Arhiepiscopiei Sucevii și Rădăuților. Sărbătoarea Florile Dalbe a fost o duminică de suflet, o duminică a sărbătorilor de iarnă, cu frumoase colinde românești care au răsunat din nou în inima orașului Cernăuți. Florile Dalbe, flori de măr, că vă vin colindători.